Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru luna iulie 2022. Etalările, chiar dacă sunt pentru luna iulie, poate au început să se manifeste din iunie, poate urmează să se manifeste la sfârșitul lunii, august, septembrie, da? Etalările nu sunt chiar atât de fixe. Ca și termen, aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză, vă alegeți, eventual, dacă vreți să mai aleg, vă mai arăt elementele ajutătoare. Și Phoenix-ul. Vă puneți pauză, vă gândiți. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. Hai să vedem. Cei care ați ales numărul 1. Și această cruce, persană, e persană. Înainte să scoatem cărțile, hai să vedem situația generală. Situația generală. Wow! Ce repede a venit. Masculin, feminin. Foc, foc, foc. Atracție. Atracție maximă. Între o energie masculină și o energie feminină, ambele foarte pasionale. La 6 de pământ. 6, 5, interesant. La capătul setului de cărți se pune problema. Bani versus... N-aș spune sărăcie. Abundență versus lipsuri. Probleme financiare. Acum ideea este că pentru a avea bani, pentru a vă bucura de abundență, a avea bani nu înseamnă să ai abundență. Dar ca să ieșiți din problemele financiare de cuplu sau de alt gen, sentimentul de abandon, de singurătate, trebuie să vă găsiți adevărul. Adevărul este dincolo de aparențe, aș spune, dar mare grijă pentru că unii au tendința să se lege și nu mă refer musai la contracte cu aceste lanțuri pentru muncă, contracte, job, chestii de genul ăsta, cât să se lege în relații karmice, în situații neplăcute doar de dragul banilor și își pun cătușe la suflet. Interesant. Și totuși apare această pasiune. Hai să vedem. Acum, pentru unii, rămâne de văzut ce alte cărți apar. Uite, s-a făcut fum. Ideea este că trebuie să echilibrați energia masculină și feminină în voi. Într-un mod creativ, pentru că e foc. Eu când văd această carte, mă gândesc la un disc de aur. Mă gândesc la muzică, la, eu știu, chestii creative. Trebuie să fiți creativ. Personal, dar și la nivel de cuplu. Și cuplu mă refer nu doar la relații de amor sau de familie, poate să fie și relații profesionale, colaborări amicale, da? Hai să vedem. 9 de cupe, trebuie să învățați să vă iubiți unii dintre voi. Sau se pune problema aceasta a respectului față de voi versus bani, abundență și chestiunile acestea care leagă de lumea materială, poate prea mult. Interesant că iar apare cavalerul de băte. Da? Foc, pasiune, aventură, atracție, poate să fie. Și trebuie să alegeți. Interesant unde am pus cartea? La doi de băte, care vorbește despre alegeri, despre planuri de viitor, despre o călătorie versus sau eliberarea de niște trădări, 10 de spade, de sentimentul acela, de abandon, de trădări, de dureri, de însingurare. Trebuie să vă regăsiți cheful de viață, singur sau cu cineva, nu știu. Vedem. Hai. O dată, de două ori, să pun cartea aceasta că a venit invers. De două ori, de trei ori și tăiem. Ha? Tăiem. Central. 6 de spade. Central. Încercați în sufletul vostru să vă detașați de niște probleme. Am văzut 10 de spade, da? Apele, tulburi. Trebuie să vă detașați de oamenii care v-au creat probleme, de oamenii care v-au îndurerat, de oamenii care v-au
umilit de oamenii care v-au, în fine, v-au făcut să suferiți. Sau situații, bine, situațiile vin tot primul moment, da? Provocarea este interesant, vindecarea, temperanța. Trebuie să aveți răbdare. Unii dintre voi vă gândiți că o călătorie ar fi necesară, dar în primul și în primul rând e o călătorie mentală. Șase de spade, asta înseamnă mai presus de această noțiune. E o mișcare mentală. De la suferință, de la pesimism, la optimism, la vindecare, la încredere. Aici ai. Masculin și feminin. Poate totuși cineva vă ajută, rămâne de văzut. Dar provocarea în această detașare mentală de un trecut, provocarea este să aveți răbdare în procesul vostru de vindecare. În trecut, trei de bâte. Călătorii. Călătorii. Poate că și prea multe așteptări de la acele călătorii, de la oamenii pe care i-ați întâlnit, de la lucrurile pe care le-ați experimentat, eventual peste hotare sau peste ape, eu știu, sau comunicarea pe care ați avut-o la distanță cu cineva, călătoriile, da? În trecut. Ar trebui să clarificăm, dar vedem dacă e necesar. În prezent, șapte de cupe. Încă sunteți confuzi, nu știți ce să faceți. Aveți opțiuni. Aveți opțiuni, dar nu știți exact ce să alegeți. Vedem și la clarificare ce înseamnă șapte de cupe. Șapte de cupe poate să fie și o stare de visare. Cineva să vă îndemne. Vedem care din ele corespunde. În viitor, totuși, o să luați de la zero cu cineva sau pe cont propriu, o luați de la zero. Începeți un nou capitol, dar știți cum e. Înainte de acel început, e furtuna, 10 de spade, pe care o lăsați în spate, prin 6, lăsați în spate. Repet. Problemele. Poate că problemele au fost iar la drum. În prezent, aveți de unde alege, dar nu știți încă ce să alegeți. De-aia provocarea înseamnă să aveți răbdare, să fiți în echilibru, pentru că dacă alegeți în dezechilibru, nu alegeți bine. Și în viitor apare un nou început. Sfatul, 3 de monede. Colaborări, niște colaborări fructuoase ar trebui să fie. În ce sens fructuoase? Vor fi fructuoase dacă sunt bazate pe oarecare logică în atribuții. Fiecare se implică într-un anume fel în această colaborare, trei de monede. Da? Dacă vă găsiți locul în colaborările viitoare, în reconstrucția voastră, poate nu e colaborare, poate munciți în această nouă direcție, da? Alegeți să deschideți o afacere, alegere să începeți o relație, da? Sfatul este să lucrați la modul practic și, repet, să vă implicați fiecare cu experiența lui. Să știți unde, da? Interesant, da? Verdele vine la verde, roșu la roșu, albul la, sau galbenul la galben. Fiecare să-și găsească poziția. În acea colaborare sau, repet, dacă este relație, om vedea la clarificare, dacă este relație, repet, veniți fiecare cu experiența lui și țeseți această relație cu răbdare, și într-un mod creativ, ar spune sfatul. Exterior, spânzuratul exterior. E o situație, nu sunteți voi aici. E cineva care ori vă așteaptă, ori v-a ținut pe loc. Vedem la clarificare. Ar mai fi o altă variantă, dar, repet, în funcție de clarificare, poate cineva vă arată o nouă direcție. E a doua carte spirituală în această etalare. Poate să vină cineva cu o credință aparte, cu o capacitate de a vindeca și de a echilibra aparte și să vă ajute să vă găsiți direcția, aș spune. Vedem, repet, în funcție și de clarificări. De ce vă teamă? De eremit. De însingurare. De întuneric. De poate o stare de depresie. Gândiți că ați trecut prin multe și e de înțeles. Și depresia creează confuzie. Dar nu întâmplător. Se leagă cărțile. Aveți această temperanță. Aveți răbdare cu voi. Trei de monede înseamnă și construcția voastră, reconstrucția voastră, repet, după o perioadă în care ați stagnat cu cineva sau, vedem,
Repet, ca să nu uitați, să vedem ce înseamnă credință sau stagnare. Vom vedea. Ce vă doriți? O, regina de cupe, că toți suntem sub vibrația racului. Vreți dragoste, vreți emoții. Dar dacă vă vindecați, veți reuși să atrageți această dragoste. Repet, până vă plictisiți, aveți răbdare cu voi. Aveți răbdare. Ce reușiți să faceți? Optimite, să mergeți mai departe. În ce sens mergeți? Poate să fie și o călătorie, că tot e în atmosferă noțiunea aceasta de mișcare la distanță. Diferite orașe, până în capătul țării. Poate mergeți în concediu, nu știu, variază. Poate trebuie să mergeți peste hotare, iar variază. Ideea este că 8 de pute înseamnă călătorie, dar înseamnă și comunicare. Și prin mișcarea aceasta, prin acest foc interior care se mișcă în voi, lucrurile în general avansează. Și e bine, pentru că ați văzut și voi, și aici, și în cărțile pe care le-am descris mai devreme. Au fost niște trădări, au fost niște probleme de sănătate, poate pentru unii. Au fost. Aș mai vrea totuși... Da, 4 de bâte, interesant. 8 merge către 4. Veți crea o relație. Poate vă duceți înspre prieteni, înspre o casă în care vă simțiți bine sau unde aveți, eu știu, o comunitate. Poate nu în casă, poate în casă e gol, da? Adică e gol, sunteți voi. Dar aveți o comunitate, un cerc de prieteni. Eventual, unii dintre voi, puteți să începeți o nouă relație cu 0. Da, că tot e dragoste. La capătul setului de cărți, îndrăgostiți-i. Rămâne să se desfășoare această poveste. Posibil, încă, nu ați cules roadele unei povești de iubiri. Din cauza unor frici, apare luna. Din cauza unor frici, a unor trădări, poate vă este teamă că personajul respectiv nu e sufletul vostru pereche. Unul dintre voi a fost mai defensiv din cauza problemelor pe care le-a avut în trecut. E de înțeles. Dar ideea este că și voi trebuie să aveți răbdare cu voi, trebuie să aveți răbdare și cu cealaltă persoană în caz în care știți că persoana respectivă nu se deschide atât de ușor. Poate ei sunt confuzi, vedeți. Dar e o poveste de dragoste totuși. Și trecând peste poveștile de dragoste, posibil să fie și niște colaborări. Dacă ar fi să ne limităm la aspecte care țin de profesia voastră, probabil ar fi și niște colaborări. Da, după ce vă eliberați diavolul și lumea, după ce vă eliberați și 4 de cupe de un sentiment de dezamăgire, de depresie, de supărare, într-o situație toxică. Situația toxică înseamnă foarte multe. Voi trebuie să găsiți explicația exactă în viața voastră personală, eventual la distanță, peste hotare, într-o relație online. Da, încheiați capitolul acolo, da? Învățați să puneți granițe personale și întâlniți un suflet pereche. Dar deocamdată e un mister. Luna, confuzie, 7 de cupe. Repet, pentru că cel puțin unul dintre voi trebuie să se vindece. Posibil voi. Vedeți unde sunteți. Hai să vedem. Cât am vorbit? 13 minute. 13, moarte. Transformare. Da? Vedeți? Clarificatorii s-au oprit la 5 de monede pe care le-am văzut mai devreme aici. În celelalte cărți. Cineva v-a abandonat. Sau poate voi nu v-ați implicat într-un cuplu pentru că n-ați avut încredere. Iar, vedeți unde sunteți. Hai să vedem totuși, hai să clarificăm 3 de bâte în trecut. O dată. 3 de bâte în trecut de 2. 3 de bâte. 7 de monede. O situație la distanță. Ați vrut să investiți sau cineva a vrut să investească în voi. Dar se pare că lucrurile au mers foarte greu. 7 de monede, spânzuratul, probabil care legătură. Au mers foarte greu. Posibil din cauza acestei vindecări, care e un proces,
Și la unii poate să dureze, ați văzut când vă răniți, unii se vindecă mai repede în funcție de imunitate, alții mai greu. Asta e, la fel și în problemele de suflet. Dacă sunt și relații vechi, cu atât mai mult. Poate au fost călătorii care au fost bazate pe necesitatea de a face bani. Iar e o chestiune în care ați stagnat, v-ați concentrat pe bani și nu v-ați mai concentrat pe alte lucruri. Poate cineva a plecat, eu știu, la distanță să facă bani, să investească într-o nouă grădină. Grădina e simbolică, evident, într-o nouă grădină, într-un job, în ceva. În ceva, fiecare știe în ce vrea să investească, da? Și din cauza asta, eu știu, ori voi v-ați simțit însingurați, eremitul, izolați, ori ceilalți, eu știu, din viața voastră s-au simțit părăsiți, sunt, ia uite, 8 de spade, moarte. Interesant. Justiția, poate au fost probleme legale. Iar acest cuvânt, probleme legale, variază de la om la om. Da? Dar ideea este că totuși, în ultima vreme, ați descoperit nevoia, interesant, regele de cupe și regina de cupe, ați descoperit în voi nevoia aceasta de dragoste. Aș spune că e o nevoie. Poate ați întâlnit pe cineva. Iar, ideea este că acea dragoste transformă, chiar dacă n-ați întâlnit în momentul în care voi vă vindecați și vă transformați într-o altă variantă a voastră, mai sensibilă, mai deschisă și către alte aspecte ale voastre emoționale, spirituale, și lucrurile se schimbă. Însă, mai sunt niște blocaje aici. Mai sunt niște blocaje. Încă sunt niște lucruri nerezolvate. Hai să vedem. Central 6 de spade. Trebuia să încep. Uite, 6 de spade și 9 de bâte. Da, sunt niște blocaje. Dar dacă aveți determinare, le puteți trece. Sunt niște blocaje. Voi trebuie să recunoașteți cum se manifestă aceste blocaje în viața voastră. Eu doar citesc cărțile. Poate blocaje la drum. Poate blocaje în eliberarea de trecut și manifestarea începutului. Sunt niște blocaje, clar. Dar, repet, dacă sunteți determinați că aici este foc și văd în continuare foc, poate prin august, să zic, august, septembrie, da? Dacă sunteți determinați să vă țineți, eu știu, hotărârea de a vă elibera de trecut, de a vă elibera de suferință și de a merge către soare, către un nou început, către dragoste, către ce vreți voi, se va putea manifesta. Ia uite, 10 de cupe, în timp ce vorbesc. Ca un trăsnet vine dragostea, ca un trăsnet, turnă. Hai să clarificăm temperanța. Uf, temperanța și marea preoteasă, wow! Vindecați-vă. Aș spune în secret. De ce zic în secret? Într-un anume fel, vindecați-vă în secret, sunt răni pe care doar voi le puteți vindeca. Sau mai bine zis, doar răni pe care voi le știți. Și atunci, dacă le știți, nu le puteți discuta cu nimeni. De-aia trebuie să aveți răbdare cu voi. Interesant ce mai simțim, că ar putea să fie marea preoteasă și cu spânzuratul și cu temperanța, ar putea, și cu regina de cupe, ar putea să fie un personaj care vă dă acest sentiment de echilibru. Un personaj misterios, poate. Dar nu pe asta aș vrea să mă concentrez, cât pe capacitatea acelui personaj cu energie feminină prelucrată în sensul bun, da? Și acel personaj cu energie feminină avansată, evoluată, are această capacitate să vă vindece. Eventual, unii dintre voi trebuie să deveniți voi acest personaj în timp și atunci dați-vă timp să creșteți spiritual, să vă vindecați, să vă echilibrați. Eu zic că ați înțeles, da? Iar vindecare. Eremitul, varianta mică pentru mine, da? 10 de spade. Sunteți răniți. Eremitul apare iar. Și văd
Da? Și totuși apare asul de cupe, o nouă dragoste. Dar dragostea asta apare mai degrabă sub forma unei prietenii, vedeți? Doi de cupe, prietenii care vindecă și care se transformă în pasiune, eventual. Dar încă este nevoie de timp. Clarificăm șapte de cupe în prezent. Șapte de cupe în prezent. Aș putea să leg, am zis eu că e cineva care vă arată o nouă direcție, credință, spânzuratul, marea preoteasă, temperanță, deci o să vedem la clarificare, dar păstrez și mesajul ăsta pentru unii dintre voi. Poate să fie un personaj care vă arată calea. Sau o nouă cale. Ia uite, în timp ce vorbesc apare împărăteasa, probabil să fie un personaj feminin de vibrație înaltă, dar lumea, interesant. Dacă ați avut confuzii la distanță, încheiați aceste, iar simt că încheiați cu niște chestiuni la distanță, încheiați un capitol. Opțiuni, online, încheiați un capitol. Chestiuni care țin de bani, de aventură, de distracții, dar și de lacrimi. Decodificați cum vreți aceste cuvinte și acest mesaj. Deci, în prezent începeți o nouă lume și nu știți exact cum, dar începeți o nouă lume. Hai să vedem, da? Nou, adică aici este sfârșit lumea și aici este zero. Ultima arcană, prima arcană majoră. Hai să vedem. Zero. Interesant, să leagă. Vă faceți planuri. Trebuie să alegeți. Sunteți la intersecție de drum. Cărțile confirmă. Iar, nebunul. Alegeți să vă găsiți drumul, să vă găsiți victoriile voastre. Să nu vă mai simțiți trădați. Vă alegeți bătăliile ca să câștigați războiul. Trebuie să vă alegeți bătăliile. Nu? Mai dăm totuși o carte pe doi de cupe și pe nebun. Uite. Uah. Puterea invers și interesant că iar a venit patru de bâte, dar patru de bâte totuși apare în prezent. Adică în prezent, în această perioadă, mergeți către o casă. Mergeți către, dar unii dintre voi n-aveți curaj. Vă e o leacă teamă de acest nou început. E o luptă interioară. Știți că trebuie să mergeți către o nouă casă 0 și 4 de bute. Știți că trebuie să începeți o nouă relație care vă aduce echilibru, vă aduce bucurie, dar încă nu aveți putere. Puterea e invers. Ah, ia uitați. Din cauza unor probleme legale, 5 de bute și justiția. Interesant. Ale voastre, ale altei persoane, nu știu. Și totuși soarele. Și regele de monede și 10 de monede. Marcaj puternic de pământ. Văd pământ, foc, apă și aer, aș zice că e în trecut aerul. Urmează să manifestați abundență, fericire și stabilitate cu cineva. Dar aici vă este greu. Vreți să începeți o nouă relație. Vreți să vă găsiți un nou drum. Dar poate acasă aveți niște lupte, poate acasă sunt niște chestiuni legale. Vedeți voi, dragii mei, voi cei care ascultați, decodificați aceste cuvinte, pentru că variază de la un om. Trei de monede de sfaturi. Sunt multe, dar o iau doar pe asta. Opt de cupe, eliberați-vă, cum am zis mai devreme, și mental și emoțional, de cupele goale.
de pupele goale, de oamenii care nu vă aduc nicio satisfacție și mergeți faetonul către un nou destin, către stea, către vindecare. Vindecarea apare, da, ca provocare prin temperanță. Mai dăm o carte pe 3 de monede și 8 de cupe. Sfatul. Important sfatul, da? 3 de monede și 8 de cupe. De monede și de cupe. Încă o carte. Magicianul. Asta e să manifestați. A trecut zodia geminilor poate prin septembrie, august-septembrie. Ar putea să fie legat, pentru că e monedă, da? Adică sunt monede. Ar putea să fie legat, că văd marcaj puternic în fecioară. Ceva legat de zodia fecioare, poate de perioada aceea, în fine. Avem foc, berbec, leu, săgetător, pești, drac, scorpion, fecioară, foarte puternic. Am văzut și taur, eventual. Capricorn ține mai mult de trecut, de variantele toxice experimentate până acum. Dar aici trebuie să învățați să manifestați colaborări fructuoase, colaborări care vă cresc, care vă dau stabilitate, pentru că trebuie să învățați din experiențele trecutului. Trei, o carte frumoasă. Trei, aduce aminte de împărăteasa, are tot trei, da? Cu răbdare și cu oamenii potriviți și cu voi la locul potrivit, puteți să construiți abundența. Nu știu. Că tot am vorbit, chiar de la început mi-aduc aminte, era să și uit, dar am vorbit de abundență, da? Ia uite, regina de foc, cu creativitate, cu pasiune. Și regina de apă. Abundență. Versus muncă, muncă și iar muncă. Lanțurile acestea materiale. E o diferență între a manifesta, magicianul, abundență și a munci în diferite situații pentru bani. Interesant că iar s-a oprit la 10 de monede. Vreți să manifestați. Unii dintre voi vă doriți o familie. E o chestiune de familie, de moștenire, de bani, de stabilitate, dar într-un alt context, nu ca cel din trecut. Contextul ar fi, baza ar fi emoțională și pasională, să zic. Clarificăm spânzuratul. Ce vă influențează? Spânzuratul. Exterior. Influență exterioară, spânzuratul. Iar o chestiune de misterie. Casa 12 a necunoscutului. Ah! Ce frumos! Într-un mod misterios. Apare asul de monede. O nouă oportunitate cu cineva. Sau cineva vă arată, repet, cineva vă arată. Dacă vă echilibrați, cum puteți să manifestați? Asul de monede. Interesant, ce frumos. Ia uite, asul de cupe. Trei de monede, temperanță. Aveți răbdare, vindecați-vă de programele mentale ca să puteți să vă reconstruiți viața. Și apare și asul de cupe și dragostea în această colaborare, în această, eu știu, prietenie. Poate e ceva, asul de monede. Păi dăm o carte, totuși, interesant. Poate cineva începe o nouă relație. Nu sunteți voi aici. Aici, clar, nu sunteți voi. Avem pești, taur, fecioară, capricorn. Și poate acest personaj începe o nouă relație și vă influențează, nu știu. Vă dau și varianta asta pentru unii dintre voi. Regina de spade se pare... Ui. Mai dăm o carte pe asul de monede. Exterior. Ia uite, da. Șapte de spade. Oricineva de care ați fugit, oricineva care a fugit de voi, își începe o nouă relație, o nouă afacere. Nu știți prea multe decât ce v-am zis eu acum. Nu știți prea multe. Dar când veți afla, probabil că vă va influența.
Repet, ori voi ați fugit de acest potențial sau de acest personaj, ori ei. Ideea este că cineva începe o nouă relație în secret. Nu știu cine. Variază de la om la om. Da? Totuși o etalare generală. Ia uite, zero, nebunul. Se ce decupe? Eremitul, nu știu dacă aș mai clarifica, regina de cupe. De ce vă este teamă? De singurătate, de tăcerea, probabil de tăcerea care s-a pus între voi și acest personaj, posibil. De o tăcere, de... Poate prea multă analiză, unii fugiți poate de analiză, vedeți unde sunteți. Regina de cupe, hai să vedem, că asta vă doriți. Vă doriți dragoste, dreptul vostru. Ce era? Ce, ceva s-a mișcat aici. Extraordinar, asul de cupe. Voi vreți o nouă relație. N-aș spune musai cu cineva cu marcaș puternic în semn de apă pe ștrac scorpion, dar... Vă doriți vindecarea? Deci prin vindecare vine și dragostea. Asta e. Dar totuși sunt două cupe, două suflete perechi. Ia uitați. Două suflete perechi și ei sunt iar două suflete perechi. Voi știți cum se manifestă, dar... Două suflete perechi care sunt în secret, am văzut aici, prin asul de monede, și mai sunt încă două suflete perechi care se iubesc. Aș spune că e posibil pentru unii dintre voi, dacă voi sau o anumită persoană din viața voastră ați plecat din viața celuilalt, unul dintre voi își reface viața. Eu așa simt. Iată, regina de monede. Extraordinar cu regele de monede. Și cineva își face griji. Wow, a blocat, da. Cine a blocat pe această regină de cupe, vrea o nouă relație, vrea vindecare, vrea împăcare. Cineva a blocat această regină de cupe. Dar această regină de cupe, cred că are legătură cu asul de monede. Își reface viața. Eu vorbesc la modul... Codificat ar fi, vă găsiți răspunsurile, 8 de monede. Nu știu. 8 de monede și regina de... Nu, 8 de bâte și regina de bâte. Și 4 de bâte. Unii dintre voi aveți, vreți să începeți să o luați de la zero, dar aveți un personaj acasă foarte gelos. Acum 4 de bâte. Ne clarificăm 4 de bâte. 4 de bâte. Care vă blochează? 9 de bâte. De monede, pardon. 4 de bâte, clarificăm 4 de bâte. Ce reușiți să faceți? De bâte. Vedeți cum vă așezați informațiile. Steaua, paletul de spade și regele de spade. Aveți ceva de vindecat acasă. Trebuie să înțelegeți. Cum se poate cu regele de spade? Cum se poate comunica eventual cu un copil? Niște chestiuni care țin de vindecare, de speranță acasă. Poate unii dintre voi aveți speranță în legătură cu un vărsător. Văd multe personaje. Da. Și regele de monede și regina de monede.
Probabil că dacă persoana pe care ați părăsit-o sau care va părăsi și își reface viața e deja implicat într-o relație, trebuie să vă găsiți soluții de împăcare acasă. Nu știu. Ori, dacă vreți această dragoste, trebuie să luptați pentru ea. Trebuie să luptați pentru ea. Nu, nu vine așa oricum. Mai, în fine. Cam asta e. Cam asta e tălarea, deja e lungă. Nu știu ce am clarificat atâta, chiar nu știu de ce. Hai să strâng cărțile. Oricum, concluzia este... Aveți răbdare, vindecați-vă, că dacă nu vă vindecați, și apare steaua totuși ca proces de vindecare, dacă nu vă vindecați, nu alegeți corect. Și vindecarea asta înseamnă foarte multe, e un cuvânt greu, greu, adică intens. Și am spus, necesită și timp. Voi, vă rog frumos... decodificați-vă informațiile, pentru că același cuvânt, aceleași expresii pot să însemne ceva pentru unii, pentru alții, altceva. Mi-aș dori foarte mult să vă bucurați de această dragoste, dar vedeți sub ce formă. Poate este vindecare. Poate vindecare. Și am repetat, probabil, într-un motiv. Scuze. Cei care ați ales... aceste de cărți, numărul 2. În timp ce am amestecat cărțile, a apărut puterea. Poate să fie o luptă interioară, să se manifeste ceva. Poate să fie un cuplu puternic. La capătul setului de cărți, 2 de cupe și 7 de cupe. Cineva visează și 4 de... Oh, steaua! Cineva își dorește... La distanță, lumea urmărește o altă persoană și își dorește o relație stabilă, visează. Steaua aceasta înseamnă vindecare, înseamnă și speranță că totuși puteți să începeți o relație frumoasă cu cineva. Nu știu, cineva la care visați nu e o persoană necunoscută. Ori cineva visează la voi, ori voi. Dacă e la distanță, probabil că vă urmărește și visează. Ce frumos ar fi să fim împreună, să fi fost, când va fi, când... cu 7 de cupe. Da, dacă e persoană publică cu 7 de cupe și steaua, probabil că are opțiuni. Dar, interesant, regele de cupe în timp ce am amestecat. Parcă față de voi, totuși, există dragoste. Hai să vedem. Curăț cărțile. Situația generală. Ia să vedem. Numărul 2. Situația generală. Numărul 2. Nouă de bâte și înțeleptul. Regina de spade, 7 de spade. Cineva trebuie să înțeleagă șabloanele în care a trăit. 4 de monede, relațiile karmicele în care s-a păcălit. Eventual chiar de familie. Cineva trebuie să înțeleagă. Să facă lumină într-un anumit... întuneric. Zic anumit pentru că ține de, nu știu, ține de familie, de relații karmice. Nouă de bâte aici. Dar nu e nouă de bâte altfel. Ori vorbim cu cineva foarte... energie feminină, în mod special, isteață. Înțelegeți că v-ați păcălit în niște aspecte. Cum ați făcut banii, cum ați comunicat... Ați vrut, nu știu, dacă voi sau altă persoană, cineva
ar fi stat și în cap pentru bani. E o expresie, da? Cu alte cuvinte, ar fi mințit, s-ar fi mințit, că te minți. Când stai lângă cineva pentru bani sau când faci într-un anumit fel bani, te minți. Îți dai seama că, de fapt, cineva vine cu această regină de aer, cu multă înțelepciune, aș spune că acest personaj, cu multă înțelepciune, face lumină în întunericul în care celălalt a trăit. O persoană înțeleaptă și o persoană cu potențial, aș spune. Dar care până acum a creat din primele două chakre nevoia de stabilitate, nevoia de satisfacții rapide, da? Și totuși ceva se transformă. Acest personaj începe să simtă dragoste, începe să simtă nevoia de mai mult. Așa spune, să vadă că s-a păcălit. Că viața nu poate fi trăită doar prin primele două chakre. Stabilitate, bani, sex, chestii. Hai să vedem. O dată. Wow! De două ori. Dar am zis că e transformare. Și de ce a practicat, eu știu ce o fi practicat, deci, oamenii se sabotează când se simt abandonați. Eu o energie masculină care s-a simțit părăsit în familie, în relații, ia uite, 5 de monede, 5 de cupe. Dar trebuie să transforme acest sentiment. Trebuie să transforme și să renască. Moartea înseamnă renaștere. O dată, de două ori, de trei ori. Regele de monede. Nevoia de a face bani, de a avea stabilitate financiară. Ia. Central. Cavalerul de spade. Iar o discuție care a venit într-un mod neașteptat. Aveți și aici, ați văzut mai devreme la capătul setului de cărți. Regina de aer și șapte de aer. Neva care arată. Păi, tu de fapt nici n-ai citit cartea asta și vorbești, predici. E o metaforă. Sau, vezi că tu nu vezi de fapt adevăratul contract, tu nu vezi pentru cine muncești, pentru tu nu vezi de fapt pentru cine faci bani. E chestiune de genul ăsta. Poate nu așa spuse. Poate mai voalat, poate mai elegant, dar e o discuție care aduce adevărul în față. Cavalerul de spade aduce adevărul în față. Provocarea este șapte de cupe, iar șapte de spade, șapte de cupe, confuziile, ori visarea, ori autosabotarea. În trecut, patru de cupe. Dragostea a trecut, dar cum a venit a și trecut, pentru că n-a fost primită. Cine n-a primit-o era probabil ocupat, ocupată cu alte cupe. Cu prieten, cu o altă, cu nevoia de vindecare. În prezent, regina de monede. O energie feminină stabilă care aduce stabilitate. Vedem în ce context. În viitor, wow! Împărăteasa de la regina de monede, de la persoana independentă, care își gestionează bine banii, singură, care se apreciază, se ajunge la împărăteasă. Împărăteasa, în general, e căsătorită sau are o abundență specială. Vedem la clarificări. Wow. Sfatul eremitului, interesant. Măi, dați-vă timp. Vedeți ce seamănă? Dați-vă timp să creșteți. Dacă, mai ales dacă e acest personaj, energie masculină, care a lucrat foarte mult din aceste două chakre, trebuie să descopere dragostea, trebuie să-și descopere potențialul. Are puterea de a manifesta. Interesant cum văd eu. Așa. Ca și că ați văzut iluzioniștii, dar nu vorbesc de iluziune. Nu. Vorbesc de manifestare. Ai în mâini o energie specială, în mâini, în suflet, cu inima, cu gândul și cu mâinile, poți să creezi ceva special. Și în momentul în care faci acest lucru, deblochezi ce ai ținut până acum în lanțuri. Prin, da? Nu vă mai are cărțile, dați în urmă, da? Eremitul, sfatul, este căutați răspunsuri, dați-vă timp la însingurare, chiar dacă uneori e neplăcută, dar e necesară să vă găsiți pe voi. Eremit.
Sau poate cineva, nu știu, zodia Fecioare apare Capricorn. Avem și ceva elemente de aer, avem și ceva apă, Taur, Balanță, în fine. Hai să vedem la clarificare. Exterior, 6 de spade, interesant. E o călătorie la distanță. Dar acolo aș spune că vedem la clarificare. Mare grijă să nu vă duceți la ape tulburi. Nu știu, sau detașarea de cineva, trebuie să vă detașați, oricineva a plecat, iar o călătorie la distanță, care vă afectează povestea într-o formă sau alta. De ce vă este teamă? Regina de spade, interesant. A, interesant, mare grijă. Poate, de obicei, regina de spade spune adevărul, dar poate într-un anumit context v-a programat într-un anume fel să nu vedeți niște lucruri, că vă e teamă. Sau poate vă e teamă să recunoașteți faptul că v-ați păcălit. Aici este teama de adevăr. Vedeți unde sunteți. Eu citesc cărțile, dar voi vedeți cum își fac loc. Își face loc informația în viața voastră. Ce vă doriți? Magicien. Aia e extraordinar, cum a zis de magician. Magicianul. Să manifestați ceva nou. Iar cu magicianul avem semn, aș spune mai degrabă, vă doriți magicianul, aș spune mai degrabă semnul Fecioare și mai puțin Gemeni. Balanță sau Vărsătorul, aș spune că vreți să manifestați ceva nou, ce reușiți să faceți? Cavalerul de monede. E o chestie de mai degrabă zodia Fecioare decât Gemenilor. În fine, cavalerul de monede. Începe să vă reconstruiți. Dacă în prezent vreți să mergeți către stabilitate financiară sau către aici un bărbat și o femeie, un bărbat mai tânăr și o femeie mai matură. Dacă vreți să mergeți către această femeie, trebuie să vă dați timp să fiți altfel. Ideea este că, mergând spre ea în prezent, puteți să ajungeți la o abundență la care nici n-ați visat. Împreună, poate. Vedem. Ce ar mai fi? Totuși, de curiozitate, spânzuratul, să vedeți lucrurile. Da, e interesant. Spânzuratul și 10 de monede. 10 de monede, împărăteasa. Puteți să vă reconstruiți viața. Voi știți despre cine vorbesc. Dacă nu veți descoperi, vă apare în prezent această regină de monede. Și poate fi orice zodie. E un personaj care este creativ, independent, are banii săi, își cunoaște valoarea, se iubește, se respectă, da? E o regină, măi, e o regină. Și când vorbim de regine, vorbim de energie cardinală care inițiază și în acest context este o regină calmă, cu capul pe umeri și picioare pe pământ și totuși cu o sensibilitate și totuși cu pasiune. Interesant, 10 de monede și împărăteasa în viitor. Poate că veți face bani împreună cu acest personaj. Nu știu sub ce formă, nu zic musai familie. Poate să fie afacere. Ideea este că în acest moment sfatul este eremitul. Nu înseamnă doar zodia Fecioare. Înseamnă analiză, documentare. Concentrați-vă un pic pe detalii ca să vedeți steaua, să vedeți direcția în care trebuie să mergeți. Și spânzuratul sugerează o nouă perspectivă de a vedea lucrurile, da? La capătul setului de cărți, iar 5 de spade. Jocuri mentale sau... Da. Interesant, cineva ascunde felul în care face bani. 7 de spade și 8 de monede. Cineva ascunde felul în care face bani. Probabil a avut un fel, iar toxic, am văzut aici... Am văzut un fel neortodox, să zic, sau netradițional de a face bani. Mai nu știu de ce regina de cupe îmi sugerează și o dragoste, dar vedem. O dragoste iar ascunsă, cu 5 de spade, sau... Da...
Dragostea ascunsă. Hai să și clarificăm. Curăț cărțile. Pentru numărul 2. Cavalerul de spade. Cavalerul de spade, chiar așa central, probabil că acum de curând ați avut niște discuții cu cineva. Posibil. Hai să vedem. Cavalerul de spade. Dar. Am desenat și au rămas resturi de la gumiță. Ah, vreau să vă spun, nici n-am mai spus, nici la numărul 1. De ce nu mi-am făcut unghiile? Pentru că lucrez în grădină. Am o perioadă și lucrez și desenez și mai și pictez și nu, chiar nu pot să fac acum unghiuțele. Cavalerul de spade. Wow, interesant! Discuții despre cum să manifestați stabilitate. Împăratul și împărăteasa. Fantastic! Zici că discutați cu cineva, cineva vă spune, măi, vezi că te-ai păcălit, nu așa se face, nu așa îți manifesti stabilitatea, nu așa, nu acolo îți găsești stabilitatea. Nu știu, vedeți ce e. Dar cavalerul de spade, o discuție neașteptată cu cineva care pune punctul pe ei. Ce, băi, tu nu trebuie să fii salariat, salariată. Nu trebuie să fii în cine știe ce contracte, în lanțuri sau să faci bani, eu știu cum, când tu poți să-i manifesti. Și manifestatul ăsta e un cuvânt puternic. Magicianul și împăratul. Asta e central în sufletul vostru, în, eu știu, subiectul acum central. Interesant că apare și împărăteasa. Poți să manifesti varianta ta superioară ca bărbat și vei atrage femeia superioară, femeia divină. Posibil această femeie să devină în timp perechea perfectă. Nu vreau să vă creez iluzii, dar ar mai fi că poate v-ați dat seama că cineva a vrut să vă controleze financiar, să vă controleze viața. Sunt multe lucruri, vedeți? Vedeți? Eliberați-vă și vindecați-vă. Găsiți-vă echilibru. Central, magicianul și împăratul. Dar eu așa simt. Cum am zis de la început, unii dintre voi, mai ales dacă sunteți și bărbați, sunteți chemați să descoperiți aspecte ale voastre atât de profunde pe care nici nu le-ați visat, n-ați crezut că sunteți în stare să le manifestați. Magicianul apare de două și apare și în poziția dorințelor și apoi împăratul alături de împărăteasă în aceeași etalare. O chestiune. Bună ziua, dragii mei! Continuă, etalarea a fost întreruptă și recunosc că a fost întreruptă vreo zi și ceva. Etalarea e făcută, am lăsat-o pe masă, am acoperit-o și acum o continui. Știu că mai fac și alte colege de ale mele. Se poate. Acum, această întrerupere destul de lungă, nu mă așteptam să fie chiar așa, am crezut că să fie de 5-10 minute, pe urmă că o fac spre sfârșitul zilei, s-a întâmplat. Confirmă niște amânări. Confirmă acest spânzurat. Ca și... manifestare a acestei etalări în acest moment. Acum, spuneam că mai rar se întâmplă să apară împăratul și împărăteasa în această etalare. În aceeași etalare. Așadar, o conexiune puternică între doi oameni care pot să manifeste, pot să creeze lucruri, doi oameni cu vibrație puternică, poate unul mai treaz, unul mai puțin treaz, în fine, doi oameni puternici. Acum, să continui etalarea. Hai să clarificăm 7 de cupe pentru numărul 2. 7 de cupe. Clarificăm 7 de cupe. Ce sunt? Opțiuni sau visare? Pentru că văd totuși o distanță. Văd totuși o călătorie și aceste amânări, spânzuratul, da? A întârziat. Distanță destul de mare. Sau amânări destul de... pe care nu le așteptați. Interesant. 7 de cupe și regele de cupe. Vai, numai cupe. 10 de cupe, regele de cupe și 7 de cupe. Cineva s-a îndrăgostit. Ori amândoi sunteți îndrăgostiți, dar amândoi. Adică voi și încă o persoană. E totuși etalare generală. Cred.
cred că se naște. Aici e provocarea. Provocarea, una este comunicarea directă, pentru că aveți magicianul și cavalerul de spade în prezent, central, comunicarea directă, comunicarea într-o manifestare, în echilibru, în păstrarea echilibrului, nu contează ce sunteți bărbați, femei, în păstrarea echilibrului financiar, energetic, în autoritatea voastră, trebuie să învățați să construiți, să vă construiți autoritatea prin cuvinte. Și apoi provocarea este acest șapte de cupe. Dacă, repet, eu sunt niște călătorii, e o așteptare mai lungă în această poveste pe care o trăiți, o manifestați cu cineva, șapte de cupe asta reprezintă un vis. Visul cuiva că veți fi împreună, al vostru, că veți fi împreună cu acest personaj masculin, ora acestui personaj masculin care vă vede în prezent, regina de monede, ca fiind valoroase, stabile, respectabile, respectuoase, creative. Și asta confirmă faptul că și-ar dori, visează să fiți soția lor. Dacă sunteți doamne, acest bărbat visează să fiți soția lor. Și invers, evident. Dar regele de cupe, o dragoste foarte profundă, în general ținută în frâu, în sensul că nu trebuie, uneori când e atât de profund, greu, nu te poți cufunda în ocean, da? Trebuie să faci exerciții, să spui echipament special, nu te poți cufunda în ocean și oceanul când se dezechilibrează, vine cu un tsunami, nu e bine să fie în dezechilibru. Așadar, regele de cupe, dacă e în echilibru, e minunat. Și totuși, nu știu cât o să-și poată păstra echilibru, pentru că energia masculină, aș spune, are foarte, foarte multe emoții, visează deja că veți fi împreună, că veți fi fericit. Asta e visul său. Și dacă au mai fost și alte opțiuni, renunță la toate, lasă măștile, lasă multe cupe în urmă, renunță la toate pentru acest vis. Acum, în cât timp se va manifesta, nu știm, vom trăi și vom vedea. La capătul setului de cărți, iau-te, șapte de spade, adevărul. Cineva a fugit de adevăr, dar adevărul se va arăta. Adevărul își face drum printre toate conflictele, printre toate fugile de, eu știu, de noi, de alte persoane, de responsabilitate, de realitate. Adevărul este că există pasiune. Adevărul este că această pasiune face pe cel puțin o persoană să devină geloasă. Pentru că are de-a face cu un personaj puternic, împărăteasa și regina de monede. Și atunci, când ai de-a face cu o energie feminină puternică, orice fel de bărbat ai fi, vrei să te ridici la valoarea ei, da? Mai ales că și simți, regele de cupe, foarte multe emoții. Adevărul este că cine a fugit de aceste emoții, așa simt, cine a fugit de dragoste, de emoții, n-are cum să mai fugă. Deci nu poate să fugă. Nu poate. Pentru că dacă fuge, dă tot de adevăr într-o formă sau alta. Mai devreme sau mai târziu. Era o melodie. Johnny Cash, parcă. De ceea ce fugi, n-ai cum să scapi. În fine. Hai să vedem în continuare patru de cupe în trecut. Ce ar reprezenta acest patru de cupe? Cinci de monede și patru de cupe. Probleme financiare, abandon, probleme de cuplu sau, eu știu, acasă sau probleme de spiritualitate. Cineva și-a pierdut încrederea din cauza unor situații grele. Abandon poate să fie acasă, că e patru, dar poate să fie și în relație cu spiritualitatea. Cineva s-a simțit abandonat de Dumnezeu pentru că a avut probleme. În fine. Poate că ambii, pentru că aici sunt două energii, masculină și feminină, ambele persoane au experimentat asemenea situații în trecut, și unul și celălalt. La capătul setului de cărți, patru de monede, faetonul, iau-te. Un suflet pereche urma să se manifeste într-un mod, aș zice, vulcanic, neașteptat. În momentul în care unul, cel puțin unul dintre voi, a renunțat
la falsa stabilitate și și-a urmat această dorință de a se regăsi, de a-și găsi autenticitatea cu faetonul. Faetonul merge către diavol și doi de cupe. Probabil că în zodia racului ce se întâmplă? Se creează ori o obsesie pentru această prietenie care se transformă în pasiune. Și o prietenie, o comunicare vine într-un mod neașteptat, iar cavalerul de spade, da? Comunicarea neașteptată cu cineva creează o prietenie atât de profundă și din prietenie se dă în pasiune, în lucruri foarte, în emoții foarte intense care vă ajută, eu aș spune că pe amândoi, vă ajută să depășiți, să aveți victorie față de, să zic, ori persoane tradiționale, persoane care nu s-au deschis și v-au provocat să vă închideți, ori situații karmice, relații karmice, în fine. Hai să vedem. În continuare, în prezent, Regina de Monede. Clarificăm Regina de Monede pentru numărul 2. Doamnelor, dacă rămâneți, ia uite, 7 de monede, aveți răbdare. Aveți răbdare. Dar interesant, 7 și cu 1, 8. 8 înseamnă transformare. Probabil că cineva trebuie să lucreze în grădina sa. Aș putea să spun că e acest personaj. Da? Această energie masculină care are multe de descoperit despre el. Față în față cu o energie feminină care își cunoaște și masculinitatea, care a ajuns la un grad de înțelepciune, înțelegeți? Pentru că noi suntem și masculin și feminin, da? În același corp, ca energie. Odată suntem receptivi, odată suntem activi, da? Ideea este că, totuși, unul este foarte înțelept, celălalt acum își descoperă potențialul. Și atunci, dacă voi vă simțiți, doamnelor, în această energie, Regina de Monede, probabil că trebuie să inspirați, să protejați cealaltă persoană să lucreze în grădina sa, cu sufletul său, cu destinul său. Poate, într-adevăr, ca și mine v-am zis că de-aia nu mi-am făcut unghiile, poate aveți de lucru în grădina voastră, eu știu. Dar, trecând peste asta, da, vedeți, e de o energie feminină, da? Voi sădiți, voi aveți această capacitate de a crea și de a sădi în inima oamenilor, în viața oamenilor, lucruri speciale. Însă, cum era și parabola din Biblie, pe anumite terenuri degeaba însămânțați pentru că sunt uscate. Posibil pe acest teren, dacă aveți răbdare, să vedeți rezultate. Oh, la capătul setului de cărți, soarele. Da, se va manifesta soarele. Se va manifesta, în prezent nu vedeți, dar se va manifesta soarele, bucuria. Cineva are de ales, ia uite, între a comunica emoțiile, între a comunica și, eu știu, dorința de echilibru, temperanța, justiția, dorința de vindecare, de trecut. Sunt foarte multe lucruri care se vor desfășura cu răbdare. Și vedeți, 7 de monede susține energia spânzuratului și această amânare, da? Prin videoclip, faptul că o fac la 2 zile distanță. Această amânare este necesară. Uite, am flori în fața mea. Cât durează uneori să ai grijă de o floare în ghiveci, la bloc, în grădină, să o uzi, să o curăți, să o uzi, să o îngrijești, ca apoi să te bucuri de, eu știu, roadele ei, de floricele, de miros, de fructe. Iar, trecând peste relații, și voi, dacă vreți să fiți în această energie înaltă, trebuie să aveți răbdare cu voi înși, vă poate să nu că poate, cu siguranță este și lucrarea voastră personală, în grădina voastră, cum am zis eu, că și în grădina mea, dar trecând peste faptul că sădiți în inimile altor, e interesant, aici este o floare. În inima acestui personaj ați pus sămânță de dragoste și urmează să înflorească un trandafir alb. Ce frumos! Alb! Trandafirul reprezintă pasiune și albul reprezintă sinceritate, puritate.
Dar spuneam că și voi lucrați în grădina voastră și sădiți în inimile oamenilor. Și vedeți aici, uitați aici, împărăteasa are deja floare. Vă veți bucura de niște rezultate frumoase. Nu degeaba apare soarele și toate cărțile pe care vi le-am arătat la un moment dat în timp. Hai să vedem împărăteasa în viitor. Clarificăm împărăteasa pentru numărul 2. Clarificăm 4 de spade. Dacă ați avut niște probleme de sănătate, vă veți reface. Veți înflori. Veți înflori. Dacă ați avut decepții, vine dragostea. Vine dragostea într-o formă sau alta, taur sau balanță. Dar pentru că avem atâtea semne de pământ, aș putea... Da, sunt și ei, sunt și de aer. Pentru unii poate vă vindecați de o balanță și construiți cu cineva cu marcaj în zodia taurului sau fecioare. Că tot avem și eremitul. Dar, în mod special, taur. Da? Taur, fecioară. Dar e un nou capitol. Vai, dar ce pasiune arzătoare! Vedeți, asul de bute îndrăgostiți, regele de bute. Trebuie să aveți un pic de răbdare. Trebuie să aveți un pic de răbdare pentru că niște lucruri minunate se vor desfășura în timp. Le veți trăi. Probabil că la un moment dat aceste emoții foarte intense vor tulbura acea persoană care a fugit de dragoste, care nu e obișnuită să aibă de-a face cu probleme care țin de suflet, de spirit, nu? Clar, nu cei care au dezvoltare spirituală sunt aici. Poate voi vă vindecați de cei care n-au înțeles oferta voastră, dar... 4. Ia mai dați o carte. Nu, da... Da, cineva meditează la dragoste, meditează la dragoste, dar meditând va găsi adevărul. Mai dăm o carte. 4 de spade. 4 de spade. Judecată. Aș spune că pentru cineva, deci, sunt două variante. Aveți probabil în trecut un personaj care a refuzat dragostea, a fost pasiv în fața iubirii voastre și vrea să renască, vrea să se împace. 1. Acum 2. Posibil acest personaj să aibă marcaj cu 4 de spade și împărăteasa să aibă marcaj în balanță și să vrea să renască ceva. Voi alegeți dacă vreți sau nu vreți, pentru că văd totuși o regină de spade în poziția fricilor. Nu sunteți prea încântați să reluați legătura cu acel personaj. El sau ea vrea. Acum, trecând peste acel personaj cu marcaj puternic în balanță, aș spune, mai este un alt personaj cu marcaj în taur care analizează oferta voastră, iubirea aceasta, ce ați sădit voi, da? Și simte că acest trandafir îi vindecă, pentru că 4 de spade este eremitul, varianta mică. Îi vindecă rănile sufletești. Da? Comunicarea e la bază, comunicarea, stă și meditează. Ce comunicare frumoasă am avut cu cineva, vindecătoare, versus rănile pe care le-am primit de-a lungul timpului. Și această dragoste, această energie feminină, această împărăteasă sau regină de monede, sau ce o fi, poate să fie orice fel de regină, da? Această energie feminină plină de pasiune, de tandrețe, de creativitate, de înțelepciune, simt că mă transformă. Judecata înseamnă transformare, înseamnă renaștere. Da? Renaște, da? Vedeți, e chemat la viață. Acest personaj e chemat la viață să se ridice din pat. Și poate, e o persoană activă, dar din punct de vedere emoțional, a pus deoparte dragostea. A zis că nu există dragoste din cauza acestor decepții, da? Că nu există dragoste. Da. Eremitul. Fecioară, aș spune, leu,
Taur, Fecioară, Capricorn și Zodia Peștilor, Rac, Scorpion. Ideea este că în viitor se va manifesta. Dacă aveți de așteptat pe acest personaj, acest personaj lucrează cu el, se transformă, se străduie. Și veți vedea rezultatele, repet, muncii voastre. De-aia s-a întrerupt legătura, de-aia s-a amânat această etalare, pentru că aveți voi de așteptat. 7 de monede de spânzuratul. Dar merită. Și 4 de spade într-o formă este. O așteptare după care totul va renaște. Și eremitul este o tăcere care este foarte necesară ca fiecare să-și înfrunte demonii, umbrele, fricile, rănile și să-și găsească stea, să-și găsească vindecarea. Și în momentul în care vă găsiți lumina și unul și celălalt, poate unul știe că calea, celălalt acum o găsește, veți fi doi oameni foarte puternici. Da, cu care, ia uite, 10 de monede. Se va construi o legătură de lungă durată, o colaborare, da? Regina de cupe alină sufletele prin comunicare. Da, interesant. Clarificăm eremitul. Ăsta este sfatul vostru, eremitul. Ori să mergeți către cineva cu marcaj în fecioară, ori să păstrați un pic de an. Să vă detașați un pic emoțional, interesant, apare 8 de cupe, și să mergeți către voi, către speranțele voastre, către eu știu ce, da. Mai dăm o carte. Wow. Zodia Taurului. E o decepție aici. Dacă. Nu, dacă, cu siguranță. Știți că am văzut aici, am tot vorbit de decepții și voi și cealaltă persoană cu care veți avea de-a face în mod special în iulie, suferiți de niște decepții. Însă această decepție se va transforma și va aduce pasiune. Am zis, o dragoste, o prietenie care aduce pasiune. Pasiune, abundență, iar împărăteasa, regele și regina de monede, un cuplu puternic, ia uite, și un copil. În viitor, la un moment dat, cândva. Însă, acum trebuie să vă eliberați de cupele goale, de neîmpliniri, de suferință și să mergeți înspre 9 de cupe. Și cum mergeți înspre 9 de cupe, 9 de cupe este steluța, varianta mică pentru mine și pentru alții. Eremitul caută steaua, caută vindecarea, caută lumina. Ambii își înfruntă demonii, umbrele, fricile, am zis, adicțiile, în căutarea autenticității. Poate că amândoi trebuie să vă izolați, să vă separați unul de celălalt. Repet, nu întâmplător s-a întrerupt la voi această etalare ca să se scoată în evidență această tăcere foarte necesară. Dar mai vreau o carte pe 8 de cupe. Extraordinar, justiție. Ca să se manifeste echilibru, ca să se manifeste adevăr, ca să puteți... Justiția se pară, da? Întunericul de lumină, minciunea de adevăr, emoțiile negative de emoții pozitive. Și aici, central, aveți pozitiv. Și atunci sfatul este să analizați, să cântăriți amândoi. Amândoi. Plus că, amândoi, repet, sunt două personaje, ar putea să fie unul și același. Unul și același. Care vrea să fie corect, care vrea să lase în urmă un trecut. Vrea să renască. Dar puteți să fiți doi. Pentru că, iau-te, doi. Două personaje. Unul mai puternic ca celălalt. Unul puternic spiritual, altul puternic fizic. Sau unul puternic financiar, altul puternic emoțional. Iar apare puterea și 10 de monede care se va manifesta împreună. Vă veți transforma. Mergeți către, aș spune că, ia mai dăm o carte, sfatul.
Iar apare totuși iar zodia balanței pentru unii care vrea să renască. E alegerea voastră. Dar interesant cum vine această zodia balanței, analizați bine. E o tăcere între voi și acest personaj în zodia balanței. Analizați bine, 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 pentru că acest personaj care vrea să se împace cu voi, cu ce vine, cu valetul și cu cavalerul, n-are cine știe ce ofertă. N-are cine știe ce ofertă. Oferta mare este aici, regele de cupe și 10 de cupe. Vă rog frumos să discerneți, de-aia apare și justiția. Dar discerneți între două persoane, eventual, care sunt în viața voastră, cu una trebuie să aveți răbdare, cu cealaltă ați avut. E tăcere, vor să renască, dar voi știți ce decideți. Da. Personaj la drum, care regretă, da? Că v-a refuzat. 9 de monede, regina de monede, da? Preîmpărăteasa. Această energie feminină foarte înaltă, să zic, foarte bine lucrată, autodidactă, a fost refuzată. 4 de cupe, da? Am vorbit. A fost refuzată. Voi ați fost refuzați, doamnelor. Refuzate, pardon. De acest personaj care vine după o perioadă de tăcere. Dar, repet, sfatul este analizați bine, disecați oferta. Pentru că mai vreau o carte. Nu, am așa 6 de cupe. Da, cineva vrea împăcare. Dar aveți de ales între două personaje. Una care tot timpul v-a ignorat potențialul creator emoțional și cealaltă care se bucură de prezența voastră și vă onorează. Să zic. Și iar rămân la chestia aceea. Nu zic musea să mergeți. Sfatul este să cântăriți. Și judecata înseamnă să gândiți bine. Și eremitul să analizați la microscop semnalele negative. Și justiția vorbește despre cântărirea adevărului. Aveți grijă. Aveți grijă cu oamenii care vin în viața voastră. Clarificăm 6 de spade. Exterior, ce vă influențează 6 de spade. 3 de... Ambele reprezintă drumuri. 3 de spade, 3 de bâte și 6 de spade. Călătoriile cuiva. Cineva face niște călătorii destul de dese și vă influențează. Dincă... Ar putea să fie semnul de aer. Cineva cu marcaj puternic, semn de aer. Balanță, gemeni, vărsător. La mod special văd balanță. Să facă drumul și să spere cu 3 de bâte, să spere la o împăcare cu voi. Să vă influențeze. Mai dăm o carte. Dar se pare că regina de spade e în poziția fricilor la voi. Adică personajul acesta care încă speră, deși nu prea comunică foarte mult cu voi, da, speră că va avea succes, are emoții, visează la voi 9 de cupe, speră că le veți împlini dorințele, dar nu, aici nu e energia voastră, e altei persoane. Dar a fugit din viața voastră acest personaj. Acum vrea să spun adevărul. În fine, regina de spade. Regina de spade, balanță, mod special, gemeni, vărsător. Regina de spade. În aceste de cărți, regina de spade nu vorbește. 2 de spade, blocaj în comunicare. 8 de spade, iar spade, mult aer. Da? Imposibilitatea de a găsi soluții la o situație în care se află acest personaj și 5 de bâte. Conflicte, gelozii, lupte interioare. De asta vă e frică. Poate vă e frică că nu puteți să-i blocați. Că nu știți cum să-i blocați. Că nu știți cum să depășiți.
ori o obsesie, ori e în poziția fricilor. Voi știți cine e acest personaj? E un personaj. Clarifică magicianul. E un personaj care are multe probleme de comunicare, are gelozie și are în jur oameni geloși. Magicianul, regele de spade. În primul și în primul rând vreți să fiți în autoritatea voastră, în... După tăcerile pe care le-ați trăit, după separări, după analize, vreți să mergeți înspre o nouă manifestare. Interesant că apare și central magician, împăratul. Vreți să vă găsiți echilibru, echilibru mental, autonomia. Și mai dăm o carte, regele de spade și magicianul. Adevărul. Magicianul. Clarifică magicianul. Uite, ca să puteți să stați în picioare în fața următoarelor provocări. Acum, ce mai simt? Vreți să blocați pe oamenii care v-au manipulat. Oamenii care au tăcut și, da, au tăcut și nu au confirmat valoarea voastră. Vreți să-i blocați. Acum, revenind la mesajul inițial, vreți să manifestați înțelepciune, autoritate, să vorbiți mai puțin și să blocați, repet, sau mai bine, nu, care era cuvântul aia cu blocatul, am spus-o. Să vă concentrați pe puterea de a rezista în fața provocărilor. Da, în momentul în care blocați acest semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, se poate manifesta o relație abundentă, plăcută, posibil cu cineva cu marcaj în semnul taurului, sau puteți să vă concentrați pe spiritualitatea voastră, pe abundența voastră profesională, pe vindecarea voastră emoțională, da? Ideea este că vreți să blocați oamenii care v-au manipulat. Clarificăm cavalerul de monede. Ce reușiți să faceți? Cavalerul de monede. Ia uite, taur. Am zis că e un taur în viața voastră. Taur. Taur. Ori un personaj tânăr care vrea să crească, vrea să, da? Să crească această sămânță pe care ați sădit-o în ei, să devină mai spiritual, mai serios, mai angajat, mai asumat și mai găsiți și voi alte sinonime, da? Și interesant, cu 10 de monede și marele preot, încet, încet, trecând prin niște sacrificii, prin niște amânări, cum a fost și această întrerupere, păstrându-vă credința, marele preot, păstrându-vă credința, puteți să manifestați un cuplu fericit, o colaborare fericită și fructuoasă, că am văzut 10 de monede de mai multe ori. Eventual, există o diferență între două personaje, un personaj, iar exact ce e aici, înțeleptul și tânărul. E o diferență de vârstă între voi și cineva. Ori vă întâlniți un ghid spiritual, ori voi sunteți ghizi, profesori. În ce sens? Profesori, sfătuitori pentru personaj mai tânăr care încă nu știe să manifeste și învăța să manifeste. Da? Să manifeste ce? Să devină împăratul vieților. Și e mare lucru. Îi învăța să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, să se transforme, să se transforme. Spânzuratul. Spânzuratul, doi de cupe. Două suflete perechi. Care? Ia uite, asul de cupe.
În această transformare, cavalerul de monede, dacă a avut o viață, vorbesc despre această energie, da? Acea energie, Taur, Fecioară, Capricorn, Capricorn, dacă a avut o viață toxică, se transformă. Se transformă prin pasiunea și dragostea care o simtă față de voi. Și vrea să lucreze în această relație. O nouă perspectivă asupra prieteniei, a sufletelor pereche. O nouă perspectivă. Și cu credință puteți construi ceva serios, ceva de lungă durată. 10 de monede. 10 de monede. Nu știu cât am vorbit la voi, că dacă a fost și separarea, nu-mi dau seama. 10 de monede. Ups, 10 de monede. Asul de bâte. Da. Dintr-o pasiune se va naște o relație de lungă durată. Stai, ia uite, îndrăgostiți. Regele de bâte. Dintr-o pasiune, dintr-o prietenie, se ajunge la pasiune și apoi la o relație de lungă durată. Cam atât. Dacă o fi căsătorie, veți trăi și veți vedea, poate vă veți aduce aminte de această etalare mai lungă, cu întreruperi. Da. Dar am zis, lucrați în grădina voastră, așa cum și eu nu mi-am făcut unghiile, pentru că lucrez în grădină și nu doar în grădina voastră, pentru că aveți experiență, da? În agronomie, în săditul florilor, sădiți flori, iubire, împărăteasa, și în sufletul multor oameni. Acum, unii vor recunoaște, alții nu vor recunoaște. Rămâneți în preajma celor care vă recunosc valoarea. Cei care nu vă recunosc, ca este magicianul și regele de spade, care tace și fac jocuri mentale, blocați pe aceea. Blocați. Pentru că mai aveți asul de bâte, vedeți? Asul de bâte care apare. Mai aveți pasiune, dar nu vă puteți irosi energia cu oameni care nu comunică, nu vă apreciază, nu aia, nu aia altă. Eu așa am văzut cărțile, deocamdată. Veți trăi și veți vedea ce-o mai fi. Hai să vedem. Oh, oh, oh. Cei care ați ales... Ia uite, Phoenix-ul. Cei care ați ales Phoenix-ul și acest set de cărți. A ieșit ceva aici? Nu, n-a ieșit. Până amestec și curăț cărțile pentru energia generală. Ia să vedem. La ce s-a oprit? Judecata și 8 de bâte. Iar o separare. Inițial a fost o separare neașteptată. Inițial a fost o întâlnire cu prietenii, printre prieteni, o întâlnire secretă, care v-a pus pe gânduri și v-a provocat să faceți planuri de viitor. De viitor, pentru că v-a inspirat să mergeți către stea, către vindecare și către dragoste absolută. Însă a apărut o situație neașteptată, o separare. Din ce motive, eu știu, veți afla cândva. Ideea este că după această separare, după acest eveniment neașteptat și separare și reîmpăcare cu judecată, ar putea să fie și împăcarea bruscă, cineva, o energie masculină, aș spune, cavalerii sunt energii masculine, active, așa ar trebui să fie, bărbații activi, nu? Regele de cupe, interesant. Vine să-și mărturisească pasiunea, să se împace cu voi. Un personaj la distanță. Un personaj face o călătorie și vine să-și mărturisească pasiunea, să renască o situație, o separare. Nu știu cine poate fi. Leitmotivul acestei etalări, regele de cupe. Dragoste adevărată, dragoste în echilibru, dragoste profundă la capătul setului de cărți. Aveți 5 de spade. Aveți grijă să vedeți dincolo de măști. Oricineva renunță la măști și începe o nouă călătorie cu 3 de bâte. O nouă călătorie către înțelepciune. Wow! Ce cărți! De la măști la înțelepciune, da? Și vede unde s-a păcălit și vede emoțiile negative în care a trăit.
Dar acestea, această lumină, acest foc îi va ajuta să-și echilibreze energiile și să creeze ceva frumos. Hai să vedem. Numărul 3. Iulie 2022. Odată. Ia, nu mai, nu, stai. Am văzut o carte. Uite, cineva vrea să mărturisească emoțiile. Poate aveți două personaje care vor mărturisi, nu știu. Hai, încă o dată. Și Cavalerul de Cupe. O dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Temperanța, echilibru, vindecare. Iulie 2022. Central, roata norocului, o întâlnire de destin, predestinată, trebuia să vă întâlniți. Vedem la clarificări ce înseamnă. Nouă de cupe, aici e provocarea. Vă iubiți? Se iubesc suficient de mult ca să se manifeste ce e mai frumos în acest moment? În trecut, paletul de bâte, comunicare, o comunicare originală, poate atracție față de cineva, pasiune, posibil, vedem la clarificări. În prezent, regina de cupe, o regină de cupe tradițională, manga, tradițională și netradițională. Iar emoții. Emoții. Zodia Racului. Suntem în subzodia Racului. Normal să apară atâtea emoții în această perioadă. Și în viitor, eremitul. Fecioară, să zicem, sau tăcere. Tăcerea uneori e necesară ca să ne înțelegem. Sau poate, vedem ce mai fi. Sfatul, regele de bute. Mergeți către... Vedem. Regele de bâte e plin de pasiune, de, am văzut și cavaler de bâte și eu de bâte, de autoritate, de autonomie. E un rege de bâte, un personaj activ. De ce vă este teamă? A, nu. Ce vă influențează? Cavalerul de monede. Posibil cineva vă influențează cu marcaj în zodia fecioarei. Sau... al semn de pământ, taur, capricorn. Sau al semn, cavalerul de monede vă influențează, nu sunteți voi. De ce vă este teamă de mare preot? Probabil că vă este teamă să vă căsătoriți. Vă este teamă pentru unii dintre voi, ori de un personaj care este căsătorit, în ce sens teamă? Nu vreți să vă implicați cu oameni căsătoriți. Pentru unii, vedem și la clarificări. Vă este teamă de tradiții. Să fiți prea tradiționali. Ce vă doriți, luna? Cu eremitul și luna, aș spune că simțiți nevoia să vă înfruntați emoțiile. Aici e provocarea nouă de cupe, regina de cupe. Hai să vedem ce reușiți să faceți. Regele de monede. Vai, sunt trei personaje aici, regina de spade și regele de cupe, iar regele de cupe. Sunt, de fapt, patru personaje. Două regi. Hai, ce aici, ce aglomerație. Și lumea. Și regina de cupe, iar. Ce aici, nebunie, faceți o petrecere, nu e, regina, nouă de monede. Dragii mei, sunt multe persoane aici. Văd, în mod special, energie feminină peștrac scorpion. Avem și bărbat peștrac scorpion. Avem energie, avem și balanță
Avem și balanță. Avem și taur, fecioară, capricorn, eventual, dar în mod special taur, fecioară. Cred că începeți un nou capitol. Care vă lăsați purtați de pasiune, să zic. Poate sunteți bărbați și ascultați, dar începeți un nou capitol cu o femeie sensibilă și stabilă. Poate că aveți de ales între mai multe, de lăsat în urmă, niște personaje care vă influențează viața. Dar veți începe un capitol. Poate că e și o călătorie la distanță, dar veți începe un capitol cu o femeie, dacă sunteți bărbați. Cu o femeie față de care aveți o extrem de mare pasiune și dragoste. Veți descoperi în pasiunea asta și dragoste. Dacă sunteți doamne, veți merge către un personaj care e super înflăcărat în fața voastră, posibil mai tânăr, dar vedeți 9 și cu 1, 10. Puteți crea stabilitate împreună. Unul vine cu aspecte emoționale, altul cu aspecte financiare, vă potriviți. Wow, ce cărți aici! Dar va fi acest capitol, cred că mai încolo un pic, după cum am spus cărțile. Am văzut la 9 de monede, fecioară. Probabil că în timp veți merge către cineva cu marcaj în fecioară, în taur. Posibil iubiți în acest moment, că regele de cupe înseamnă dragoste. Iubiți două personaje și nu știți pe care să le alegeți. Da. Da, sunteți dezamăgiți. 4 de cupe și 10 de spade. Sunteți dezamăgiți. Și când ești dezamăgit, este greu să alegi. Interesant că în această stare de supărare, de tristețe, de trădare, se întâmplă o întâlnire cu cineva, o întâlnire foarte importantă. Dar hai să vedem la clarificări, pentru că doar așa, fără clarificări, ar spune că cineva vrea să vină înspre voi să construiască stabilitate, dar va veni destul de greu. Dacă vreți să aveți răbdare, bine. Hai să vedem, să clarificăm. Roata norocului, te rog. Wow! De spade. Vedem o carte. Clarificăm roata norocului. Central. Wow! Eu așa simt. Aveți de ales între a schimba energia, ori a... Poate nu e doar schimbare de energie, poate e și o întâlnire cu cineva la care nu vă așteptați. Și aveți de ales între acea întâlnire sau schimbare de energie sau să stați în preajma cuiva care mai devreme sau mai târziu tot vă îndeamnă să vă eliberați. Să vă eliberați de ei, pentru că sunt destul de taciturni, vorbesc destul de puțin, preferă să se gândească la satisfacțiile lor, mai puțin ale voastre. Și atunci, tot acolo ajungeți, cu alte cuvinte. Mai devreme sau mai târziu, tot la schimbare de energie, tot la schimbare de ceva. Ideea e cu cât mai repede, cu atât mai bine.
Dar trebuie să alegeți în acest moment. Marcaj puternic în apă și aer. Apă și aer. Aș putea să zic și așa. Mergeți către dragoste față de voi, către respect. Nu stați în preajma oamenilor care întorc privirea, care nu vă umplu sufletul. Nu comunică suficient de bine, de pasional. E aici un personaj, în viața voastră, un personaj prea rece, prea distant pentru nevoile voastre. Pentru că voi aveți nevoie de emoții. Ia uite-ți, Luna, aveți nevoie de emoții. Ia, trei de cupe. Cineva, iată, v-a jucat. E o întâlnire de destin. Dar în ce sens? Întâlnirea de destin. În această întâlnire trebuie să învățați să vă iubiți și să nu acceptați jocurile mentale doar de dragul de a... Nu știu. De ce drag? Cred că cineva v-a pus într-un triunghi amoros. Dacă cineva s-a jucat cu sufletul vostru și v-a pus într-un triunghi amoros, schimbați energia. Schimbați energia și mergeți cu viteză maximă către final. Final. Interesant, după moarte apare cavalerul de monede, cum am zis mai devreme. Către final. Transformați-vă viața. Eventual puneți capăt acestei povești și mergeți cu răbdare către reconstrucția voastră și vor veni oameni. Oameni stabili. În momentul în care vă eliberați acest personaj și întâlnirea este ca personajul să se schimbe, dar nu trebuie să se schimbe în prezența voastră, dacă n-a făcut-o până acum, e problema lor. 9 de cupe, te rog frumos. Clarificăm 9 de cupe. Aici e provocarea, cum am zis mai devreme, să vă iubiți, da? Celălalt personaj, foarte egoist. Cu 9 de cupe și regele de spade, efectiv, acest personaj vă blochează... Ah, interesant, acest personaj vă blochează sporul, energia. Vă ține pe loc, în 8 de cupe. Se gândesc doar la ei. Și aici provocarea 9 de cupe, cum am zis mai devreme, să mergeți voi către 9 de cupe, să vă iubiți și voi. Aici lecția, aici este întâlnirea de destin. E o chestie karmică. Ia, 9 de cupe, clarificăm 9 de cupe. Nouă de cupe. Ia uite. Echilibrați-vă emoțional ca să puteți să visați în continuare. Iubiți-vă și echilibrați-vă emoțiile și pasiunea. Aveți răbdare cu voi, pentru că nu este ușor în acest proces. Interesant, iar apare eremitul și soarele. După o perioadă de tăcere, de însingurare, va apare soarele în viața voastră. Eventual va veni cineva să vă vindece, vă va ajuta cineva în acest proces de vindecare. Nu veți fi singuri, sunt două cupe totuși. Clarificăm cavalerul de... Nu, valetul de bâte în trecut. Valetul de bâte. Pentru numărul 3. Sper că... Valetul de bâte, valetul de monede. Valet, valet și asul de cupe. Probabil că sunt două personaje în trecut care și-au făcut simțită prezența. Unul care se exprimă prin cadouri și gesturi, nu știu, prin gesturi. Și celălalt care se exprimă prin sex. Prin sexualitate, în fine. Dar se naște o nouă dragoste. Nu știu exact față de cine. Cavalerul de bâte și... Nu, cavalerul, valetul de bâte și valetul de monede. Mai luăm o carte, totuși. Hai să vedem, ca să discernem. Doi valeți, comunicare. Valetul de bâte. Clarificăm valetul de bâte. Așa. Valetul de bâte în trecut.
va fi cu debut în trecut. Pentru numărul 3. Valetul de bute. Valetul de bute în trecut, te rog frumos. Ce e pentru voi să fie? Doi de monede. Oricineva v-a jonglat, a jonglat între voi și altă persoană. A comunicat și cu alte persoane, nu doar cu voi. Ori voi, la un moment dat ați fost puși ca și această roată a norocului să decideți între ce vreți să aveți. Personaje care se manifestă strict sexual, oarecum egoiști, da? Sau personaje cu care puteți construi. De la vale să se ajungă la cavaler și apoi la, eu știu, rege de monede. Ar putea să fie ambele mesaje, da? Clarificăm regina de cupe în prezent. De ce această regina de cupe în prezent? Iar cu luna, ce vă doriți, luna și regina de cupe în prezent, vreți să vă simțiți sufletul, emoțiile, să simțiți că aveți emoții, nu să stați în preajma oamenilor care se concentrează. Poate chiar acest personaj avea tendința să bea, să se distreze cu prietenii și să tacă. În fine. Interesant! Cavalerul de monede, care apare în poziția, vă influențează acest personaj, ori s-a îndrăgostit acest personaj de voi, ori voi simțiți emoții față de acest personaj, dar vedeți, apă cu pământ se creează lutul potrivit creației. Puteți să creați ceva. Cineva din preajma prietenilor. Interesant. Regina de cupe. Poate să fie diferență de vârstă. Un personaj, să zic, femeia mai în vârstă, bărbatul mai tânăr sau invers. Poate să fie și invers. O diferență de vârstă și de abordare. Unul e mai sensibil, altul e mai pragmatic. Dar vă potriviți. Interesant. Apare valetul de monede, cavalerul de monede și apoi regele de monede. Clarificăm eremitul în viitor. E o tăcere. Dar tăcerea aceasta este foarte necesară. Interesant, eremitul, ca să discerneți între confuzii. Între, nu doar confuzii, opțiuni, că și voi aveți opțiuni. Dacă cineva v-a jonglat în trecut, posibil personaj de care am zis, de care trebuie să vă eliberați, și voi aveți opțiuni. Sunteți într-o vibrație înaltă, emoțională. Aș spune, da? Că aici e provocarea, temperanța, aduceți-vă aminte de vibrația voastră spirituală înaltă. De ce vă echilibrează în cazul în care n-ați crescut spiritual, energetic. Aici e provocarea, aduceți-vă aminte cine sunteți. Și aveți dreptare cu voi. Eremitul și 7 de cupe. Tăcerea care va urma la un moment dat, repet, este necesară ca să discerneți printre opțiuni cavalerul de bâte sau cavalerul de monede sau valet, ce-or fi, da? Ăla sau ăla, regele de bâte sau, eu știu ce, alt rege, de cupe, de eu știu ce. Aveți opțiuni. Și trebuie să discerneți. Și să vedeți dincolo de confuzie. Vedeți, sunt niște... Mai, v-a trădat cineva, clar. V-a trădat. În dragoste cineva. Știți bine că v-a trădat. Marcaș puternic în semne de aer. Balanță gemeni, vărsător. Am mai dat și în alte părți. Am zis a jonglat, apoi apare balanța dezechilibrată. Aici trebuie. Confuzia pe care a pus-o cineva, un narcisist, aș spune, sau invers, narcisistă. Da? Confuzia pe care a proiectat-o cineva pe voi trebuie reanalizată. Și voi să vă regăsiți echilibru, temperanța. Vedeți ce focul e și aici? Și emoțiile, spiritualitatea.
Mai dăm o carte pe 7 de cupe și eremit în viitor. 7 de cupe și eremit. De ce eremit în viitor? Clarificăm eremitul și 7 de cupe. De ce e 7 de cupe pe eremit? Aici este blocajul. A venit pe orizontal. Iar posibil cineva să încerce să vă bruieze în a vă analiza aceste emoții, confuzii. Vreți să vă înțelegeți niște aspecte emoționale și e dreptul vostru, da? Suntem în zodia racului, apar multe emoții. Poate că prin zodia fecioare găsiți răspunsul. Vă găsiți o formă în acest pământ. Cineva v-a blocat și probabil că o să mai încerce să revină un personaj să vă bruieze adevărul, vindecarea. Dar probabil acest personaj va vrea să se întoarcă. Dar nu uitați cum s-a purtat. Clarificăm regele de bâte. De ce este în poziția sfatului, regele de bâte? Cu alte cuvinte, trebuie să alegeți îndrăgostiții. Veți fi puși să alegeți între personaje care v-au dezamăgit și personaje care ar putea să fie răspunsul la multe întrebări, multe confuzii. Pentru că eremitul are răspunsuri. Semnul fecioare este foarte serviabil, e în serviciul celorlalți, într-o formă sau alta. Și nu vorbesc de zodie în sine, cât de semn, de simbol, da? Este în serviciu, vrea să vindece. Și aveți de ales. Interesant, a apărut aici 7 de spade. Și regele de bâte. Wow! Nu prea-mi place. Nu prea-mi place cum arată în poziția sfatului. De ce 7 de spade pe regele de bâte în poziția sfatului? Mai dăm o carte. 4 de... Wow. Și luna. Luna și steaua. Am vorbit de stea de la eremit. Aveți de vindecat niște confuzii. Și în primul rând, posibil, odată ce voi vă vindecați de o problemă din trecutul vostru, reușiți să-i vindecați și pe cei care vin în viața voastră, în prezent și viitor. Înțelegeți? Aveți această experiență. Că de-aia trecem prin suferință, domnilor și doamnelor. Și de-aia suntem provocați să ne ridicăm din suferință și din iluzii și din păcăleli și din dezamăgiri ca să-i ajutăm și pe ceilalți. Interesant, în timp ce vorbesc, apare 8 de spade. Să ieșim, să găsim soluții. La atitudinele egoiste ale unora. Sfatul. Nu-i place că oftez în timpul etalărilor, să-i fie de bine să caut în altă parte. Oftez pentru că empatizez. Empatizez, din păcate, cine ascultă la acest număr 3, este într-o situație în care trăiește mari confuzii. Mari confuzii. Și din cauza că nu v-ați eliberat de niște confuzii, atrageți în continuare și personajele din trecut revin. Aș spune că cineva ține la voi, dar nu vrea să arate cât ține și câtă pasiune are. Acum, mai e un alt mesaj. Cineva nu e sincer în legătură cum a făcut banii, dar ar vrea să lase în urmă această atitudine și să construiască ceva.
Eu știu. Mai dăm o carte. Foarte ciudate cărți pentru sfat. Ia uite, Marea Preoteasă. Secrete, prea multe secrete. Ah, și Regele de Cupe. Ascultați-vă intuiția într-un final. Ascultați-vă intuiția pentru că intuiția vă va spune foarte bine ce să alegeți. Nici pasiunea, nici rațiunea, ci intuiția. Însă, sunt niște secrete aici. Am zis, cineva nu vrea să arate câți bani are eventual. Și încearcă să-și creeze o strategie cum să cucerească, cum să-și exprime sexualitatea. Fuck! Nu-mi place. Nu-mi place. În fine, hai să mai vedem. Totuși e dragoste aici. Profundă. Regele de Cupe, Regina de Cupe. Hai să mai zicem altceva. Aha. Aha, mulțumesc. Deci, sfat. Sfatul este pentru voi. Nu ne mai interesează de alții, de ce au mint, alții, ce ascund, bani, conturi. Nu e problema voastră sau noastră. Sfatul vostru este să țineți secret, cum arătat de la început, să țineți secret pasiunea pe care o aveți. Ori aveți o pasiune pentru un bărbat, ori voi ca bărbați vreți să cuceriți o femeie și ardeți de dorință, dar trebuie să țineți secret. Pentru că sunt mulți oameni care invidiază această pasiune, pentru că pasiunea este creatoare, da? Da. Țineți foarte mult la personajul care va aprinde bărbați, femei, ce sunteți. Țineți foarte mult la ei. Dar iar apare semnalul, țineți în secret. Aici este, deci sunt două cărți, da? Două cărți. Țineți în secret. Poate că amândoi, poate este secretul lor și secretul vostru, ca și că e și energie feminină și energie masculină care trebuie să țină în secret, eventual o pasiune. Dacă vreți să vă deschideți, să începeți un proiect și să faceți niște bani, să fiți autonomi, iar trebuie să țineți în secret această dorință de afacere, de proiect, de bani, de ce o fi, de autoritate. Țineți în secret pentru că sunt mulți invidioși și vor veni mulți să vă bruieze. Altfel ca și sfat, cam asta este ca sfat. Uneori nu trebuie să spuneți ce intenții aveți. Nu că mințiți, pur și simplu. N-ai cum să fii sincer cu oamenii care te mint, oamenii care, da, vedeți aici că cineva v-a blocat, oamenii care te blochează, care te joacă mental, emoțional, care n-au putut să te aleagă. De ce să fii tu sincer față de ei? Uneori nu-i bine. Ești sincer la final, după ce îți construiești tu ce ai de construit. În fine, e o pasiune, aș spune Regele de Bâte, atracție puternică a cuiva, dar care trebuie ținută în secret. Ori de relațiile karmice, ori pur și simplu. Chestia cu făcutul bani. Repet, iar dacă aveți de făcut bani, puneți-vă bani deoparte, în secret, într-un loc în care nu mai voi știți și să-l accesați pentru proiecte creative care vă aducă autoritate și autonomie. M-am obosit. Cavalerul de Bâte, exterior. Cavalerul de Bâte. Foarte ciudată etalare numărul 3. Valetul de spade. Mai dăm un card. Ia eremitul. Cineva se gândește. Valetul de spade se gândește, eremitul se gândește. Cavalerul de monede vrea să lucreze, vrea să investească, vrea să susțină. 8 de monede la fel. Vrea să participe, vrea să muncească, să creeze ceva. Oarecum, da? Da, să iasă din probleme financiare sau să ajute pe cineva să iasă din problemele financiare. Cineva se gândește la voi cum să vă ajute și interesant că apare cavalerul de monede și aici în prezent.
Se gândește cum să vină să vă susțină. Mai dăm o carte. Eremitul, e tăcere între voi, dar tăcerea aceasta este că se gândește. Se gândește. Mai. Iată, regele de monede. Vrea să fie alături de voi. Vrea să fie alături de voi pentru că își simte că e o prietenie profundă, pentru că simte că n-a mai simțit așa ceva față de nimeni. Îi transformați. De la suferință le aduceți prietenie, dragoste, pace, echilibru. Și atunci, dacă voi veniți cu această vibrație, regina de cupe, da? 7 de cupe. Dacă au fost prea pesimiști, învățați să spere, să viseze. Eventual, voi îi vindecați pe ei de niște decepții în dragoste. Dar eu cred că vă vindecați unul pe celălalt. E o tăcere acum, repet, tăcere care vă aduce totuși colaborare. De ce vă e teamă, Marele Preot? De ce vă e teamă? Clarifică, Marele Preot. Nu știu, din punctul meu de vedere, planetele în zodia Racului sunt emoționale, dar nu sunt foarte expresive. În ce sens? Racii nu comunică. Da, simt, dar nu comunică. Dar, nu prea multe putere. Luptă pentru... Marele Preot. Nu știu, poate sunteți voi semn de pământ, nu știu, și aveți de-a face cu un semn de apă. Ideea este, sau cu cineva, nu contează cu cine aveți de-a face, că sunt toate semnele pe masă, toate zorile. Pentru unii dintre voi, vă este teamă că un personaj care e căsătorit, e tradițional sau de altă cultură decât voi, va veni, că am văzut cavalerul de bâte și 8 de bâte chiar de la început, să vă bombardeze emoțional, prin mesaje pline de pasiune, să vă cucerească. Dar să mărturisească câtă atracție are pentru voi. Dar aici este provocarea. Sunteți suficienți de... Este transformat în primul rând? Că degeaba comunică ce simte și ce pasiune are, s-a transformat, dacă vine căsătorit, cu alte cuvinte, n-aveți ce să faceți, nu? Apoi, mai un alt mesaj. Este un profesor în viața voastră cu care comunicați și față de care unii dintre voi începe să aveți o pasiune față de profesorul vostru, de orice natură, poate profesor spiritual, poate un profesor, un ghid, un om înțelept. E o distanță între voi, într-adevăr, dar distanța asta este micșorată, în primul rând, prin comunicare, plină de pasiune și atâta comunicare interesantă, încât se ajunge la altceva. Și aici vă e frică. Sunteți suficienți de puternici să stați alături de acest personaj? Vă va accepta acest personaj în viața voastră? Pentru că știți că trebuie să luptați, sau să lucrați, mai bine zis, să lucrați la transformarea voastră. Dacă e personajul care v-a dezamăgit și este căsătorit, și nu s-a implicat, știți că va veni să vă bombardeze, doar să de dragul de a vă cuceri. Veți fi suficient de puternici să le puneți capăt, da? Să puneți capăt acestui bombardament, eu știu, sexual, aș spune, dacă sunt cei căsătoriți. Dar sunt două mesaje, că v-am dat două mesaje, da? Până acum. Un personaj căsătorit sau într-o anumă formă de autoritate, mai sobru, mai rigid, cu care n-ați făcut prea multă treabă și care va vrea să vă recucerească. Sunteți suficient de puternice să rezistați în fața lor, aici este teama lor, a voastră, și mai este încă un mesaj
pentru alții. Un profesor, un om înțelept, un personaj înțelept cu care discutați lucruri foarte importante și față de care faceți o pasiune. Ăsta e un adevăr. Veți descoperi că, de fapt, ați făcut o pasiune pentru acest personaj și atunci frica este: sunteți suficienți de puternici să stați în preajma lor? Sau puteți să vă transformați, să munciți în transformarea voastră personală ca să fiți alături de ei? Pentru că iar văd un bărbat mai tânăr și o femeie mai matură, sau poate să fie și invers, da? Diferență și de vârstă. Foarte complicată etalarea. Clarificăm luna. Și arma lungit. Asta e. Cui nu-i place, nu ascultă. Cui face plăcere, ascultă. Interesant cum au apărut aceste cărți. Acestea. Asta e. Am văzut și 9 de monede. Dacă sunteți singure, deja întâlnirea cu cineva vă face foarte fericite și dispuse să visați la o legătură. Acum, interesant că și luna reprezintă secrete și aici aveți secrete. Aici aveți pasiune, aici aveți emoții. Mă, e o întâlnire cu cineva care vă face foarte bine, dar știți că trebuie să o țineți în secret, luna. Din multe considerente trebuie. Iar s-a întrerupt. Și la voi s-a întrerupt și la numărul 2. Poate are legătură. Ideea este că, am spus, anumite lucruri trebuie să le țineți în secret. Anumiți prieteni, anumite întâlniri care vă aduc mult. Poate o întâlnire, interesant, cineva vă cheamă la o întâlnire la care vă simțiți bine și acea întâlnire va trebui să fie un pic învăluită de secret. Pentru că aveți oameni care încearcă să vă domine, oameni care încearcă să vă bruieze. Interesant, între timp, până mi-am reașezat camera, am simțit aici că poate trebuie să nu arătați că țineți față de cineva, țineți la cineva, să nu arătați unui personaj care are tendința să vă domine, regele de monede, bărbat, femeie, eventual semn de foc. Sau cu aer de conducător. Dacă aveți pe cineva cu această energie, nu trebuie să le spuneți voi că țineți la cineva, că aveți o... Vă găsiți, să zic, stabilitatea lângă altă persoană. Interesant aici la lună și 10 de cupe și 3 de cupe, da? Ce vă doriți? O întâlnire. O nouă dragoste. Care să vă ducă către un cuplu fericit. Dar această lună vă șoptește că trebuie să vă ascultați intuiția, cum am spus mai devreme, și pe viitor, repet, orice întâlnire, orice momente de bucurie ați mai avea, e bine să le țineți mai în umbră. Pentru că sunt oameni și oameni. Interesant este că aveți faetonul, victorie asupra unei pasiuni și iar luna. Luna. E ceva în legătură cu luna plină. Interesant. La luna plină, cineva vine să vine înspre voi sau voi faceți o călătorie. Care? Vă aduce multă bucurie. Pasiune și victorie. O chestiune de lună nouă și lună plină, de cicluri lunare. În funcție de cicluri lunare vă întâlniți și realizați niște momente frumoase cu cineva. Bine. Clarificăm regele de monede. Regele de monede. 8 de spade. Asul de cupe. Da. Este un bărbat care are multă pasiune, dar care începe să simtă dragostea și în fața dragostei se simte oarecum speriat. Probabil marcaj puternic în taur în fecioară și care trebuie să-și analizeze și emoțiile și gândurile. Poate e blocat și din alte puncte de vedere. Opa.
chestiune de încarcerat într-o anumită formă. Sper să fie doar metaforică și să nu fie reală. Încarcerat. 8 de spade, clarificăm 8 de spade. Pentru că după aceea apare regina de spade, care ar putea să fie avocată, poate cineva eliberează pe cineva. Interesant. În legătură cu banii. Wow, lăsați-mă să oftez. Cui nu vă place că oftez și că mai tac, pentru că preiau o energie, nu e tocmai ușoară ce preiau. Nu, nu e ușor ce preiau. 8 de spade, 5 de monede. Mai dăm o carte. Ah, e bine că se încheie un capitol. O chestiune la distanță. Oricineva la distanță, peste hotare, a fost într-un anume tip de închisoare, ori mentală, ori chiar reală. Și ori i-a afectat finanțele, ori din motive financiare, eu știu, poate și în afaceri, poate, eu știu din ce motive. E o încarcerare, repet. În acea încarcerare cineva și-a pierdut credința și i-a fost afectată. I-a fost afectat echilibru financiar. Dacă s-a întâmplat peste hotare, probabil că nu știți. Sau veți afla, nu știu. Dar ce cu această regină de spade? Ha. E drăguț când apare lumea, pentru că lumea este încheiere de capitol. Dacă un personaj în viața voastră a avut probleme, probleme financiare, sau, repet, încarcerarea aceasta poate să fie metaforică, mentală, n-a găsit soluții cum să facă bani, se încheie capitolul și găsește soluția. Nu știu în cât timp o va găsi, dar o va găsi. E drăguț că la capătul setului de cărți apare soarele. Apare soarele, adică va veni și soarele pe strada acestei persoane sau în această situație. Poate un personaj pe care îl știți voi. Ori un soț, ori un tată, ori un personaj care face bani. Regele de monede face bani. Acum, știți cum e în business, nu e tot timpul cel mai corect mediu. Business, ce-o fi fost, nu știu. Cineva nu a făcut bani corect. Vedeți, apare și aici ceva. Apare. Intuiți. Intuiția voastră vă spune că ceva e în regulă, eventual cu finanțele cuiva. Puf, ce talare mi-ați. Oh, regina de spade. Îmi place totuși că de la regina de cupe ajungem la regele de cupe la un cuplu. Un cuplu foarte sensibil și puternic, care trece prin foarte, foarte multe. Regina de spade, clarificăm regina de spade. Notărița, avocată, nu pare să fie... Oh, ia uitați, se discută multe lucruri. Regina de spade discută. Se discută multe lucruri. Haide, nu poate, regina de spade. Ia uite, justiția, chestiuni legale. Regina de spade, ia... Ia uite ce drăguț! Aici este probabil se pune capăt unor chestiuni legale. Se taie cu un trecut, se rezolvă niște probleme despre care am vorbit și se naște o nouă pasiune sau idee cum să faceți bani, că tot vorbeam de idee, asul de bâte poate să fie și o idee, dar e și o nouă pasiune a acestui rege de monede. Aceleași rege de monede, interesant. Taur, Fecioară, Capricorn, Marcaș, Regina de Cupe, iar Regina de Cupe și Cavalerul de Monede și apoi Regina de Cupe aici și Regele de Monede. Și ce mai era? S-au întors cărțile în așa fel încât ce am făcut aici. Și apare și justiția, chestiuni legale.
Dar aș spune că rezolvarea lor, așa aș spune. Ia uite ce s-au răsucit cărțile, vrei? Ce ați făcut aici, măi? Ce ați făcut? Unde sunt cărțile? Da, ia uite. A, nu știu unde. Voi aveți probleme sau persoana cu care vorbiți? Foarte mari probleme legale, conflictuale. Dar ce e cel mai frumos? Că se va manifesta echilibru, justiție între voi doi. Justiție. Pentru că această întâlnire, revin la 10, la roata norocului, trebuie să vă aducă spor. Și regina de cupe cu regele de monede dau bine, creează regina de cupe și cavalerul. Probabil același cavaler ajunge să fie devină matur, trecând prin foarte multe încercări, bătălii personale, eu știu, demoni, ca în filmele acelea cu cavaler, da? Care se luptă cu dragon, cu dușman, cu, eu știu, diferite bătălii. E o cale lungă, dar se ajunge la un echilibru, la o relație corectă. Și pasională, și foarte emoțională, dar și corectă. Cu alte cuvinte, le aveți pe cam pe toate, dar trecând prin foarte multe, foarte multe încercări. Nu știu cât v-a plăcut. Eu m-am străduit cât am putut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!